Constantin Costoiu s-a căsătorit anul trecut. Spune că a făcut cununia religioasă într-o localitate vecină, pentru că preotul din sat îi cerea prea mulți bani. În primul rând, la biserica din comună sunt prețurile foarte mari. Se ia 7-8 milioane la cununie, 7 milioane mormântarea. Bărbatul susține că preotul din sat l-ar fi sunat pe cel care a oficiat nunta și i-a cerut 600 de lei. Și alți localnici spun că li s-a întâmplat același lucru. Nu înțeleg de ce preotul Neagoe Zamfir insistă să ne cunune dumnealui. Are nevoie de bani sau ce? Că v-a cerut să faceți nunta aici? Da, a făcut rost de o invitație de la nunta noastră și s-a dus cu ea la protederie la Târgu Cărbunești să reclame că facem nunta în Târgu Jiu. Oamenii spun că preotul nu le dă niciodată chitanțe pentru banii pe care îi plătesc. Superiorii părintelui susțin că acesta nu ar fi trebuit să ceară niciun ban la nunți, înmormântări sau alte evenimente religioase și i-au dat o mustrare scrisă. Nu este nicio taxă, sunt servicii pe care fiecare parohie și le organizează potrivit unor directive pe care le dăm noi. Cum vedeți faptul că un preot ia la o nuntă pentru o căsătorie 8-9 milioane? Cred că facem o conferință de presă la dumneavoastră. Mersi. Părintele Zamfir Neagoe era la o înmormântare atunci când echipa Digi24 i-a cerut un punct de vedere. Toate informațiile care le vreți de la mine le găsiți la biroul de presă la Sfânta Mitropolie. Sunt. Sunt adevărate? Da. Ce găsiți la biroul de presă? Informațiile care vi se aduc. Acolo găsiți toate informațiile. Preotul a cerut ajutorul unor apropiați. Sunteți pe drum? Atenție mare. Sunteți pe drum? Iar cel trimis de părinte nu s-a limitat doar la vorbe, ci a agresat echipa Digi24 și a spart camera de filmat. Ce-ai cu popa-i treaba ta, bă? Ce cauți, bă, cu camera aici? Te chema cineva? Dă-mă drumul că ți-o spargi pe aia. În urma plângerii jurnaliștilor Digi24, polițiștii au deschis un dosar penal pentru agresiune și distrugere.